Da, să uite dacă cineva. Dacă faci parte din Selfest, mereu să ai două pachete țigări la tine. Să uite cineva, știi, frate, la videoclipul ăsta. A, te uiți, a, te uiți. Așa faci bani. Așa faci bani. Nu, așa faci el bani, copii, nu vă luați. În vara lui 2015, asistam la, cum să zic, pregătire, asistam la repetiția unui proiect, ceva, un proiect întâi, unde l-am cunoscut pe el, care se afla ca și toboșar acolo. Și, cum îi spune, când am ieșit la o țigară, l-am întrebat dacă i-ar place să cânte, chiar plăcea să cânte Linkin Park, Limp Bizkit, chestii de genul. Și a spus că da. În fine, fix am văzut așa mai pistil. În fine, m-am invitat la o repetiție, totul a mers, din punctul meu de vedere, din punctul lor de vedere, așa? I-am închegat din clip. Așa, iar în trupa care aveam atunci, nu sunt de pe stream, sunt la multiple core care acum sunt grupul pe care vorbim noi despre grupa noastră, în care o să-mi fie stelul noastră și sunt doar ce în grup. În fine. Am avut alți membri atunci, la centru de ritmica și lider, și cu dară bază rusie. Unii au plecat, unii n-au mai vrut, pentru unii erau doar un hobby și am zis că până la urmă urmei o să rămână așa și o să facem altceva când o să mai găsim alți oameni disponibili. Da, primul nostru concert se întâmpla undeva prin 2016, în vara 2016 mai exact, la Casa de Cultură a Studenților din Iași și era un concurs care se numea Rock Session Battle of the Bands. Acela a fost primul nostru concert, prima oară când am mutat pe scenă. Și asta a fost de aproape undeva la un an distanță de formula care eram atunci, da, exact după un an. Exact. Asta spune că avem alternativ metal, nu metal, nu știu, după cum puteți auzi în ultimele piese ale noastre, o să vedeți influențe de metalcore, deathcore, pentru că am zis că hai să facem ceea ce ne place la toți, ne combinăm cu teme ca să fie care, să fie mulțumit, să ne placă nouă, pentru că părerea noastră este că dacă ne place nouă, sunt foarte mari șanse să vă placă și vouă. Pe viitor, planul noastră în principal este simplu. Să ieșim din anonimatul în care suntem blocați de ceva timp, să evoluăm mai mult pe plan muzical decât la momentul actual. În marea parte, deși cred că mă repet, e să ne facem cunoscuți și auziți, deoarece noi facem chestia asta în principal pentru a ne împărtăși într-un fel sentimentele puse în muzică, în riff-uri, în versuri, cu toți cei care ar putea să creeze o legătură cât o strictină emoțională între noi sau public, audiență. Da, avem un plan să facem ceva nou. De data asta o să fie un pic mai mult spre partea din metal. Datorită faptului că vrem să facem ceva mai diferit, mai ieșit din comun a ceea ce se aude până acum. Eu din câte mi-amintesc, pe inima a apucat de muscul la vreo 15 ani, dacă nu mă înșel. Aș putea spune că la modul tu s-a întâmplat undeva de la 18 încolo. De ce m-am apucat, aș putea spune? Pentru că era singurul mod prin care părea că mă pot exprima sentimental, aș putea spune. Unul din artiștii mei preferați la început era Chester Bennington, după care am dat de Jonathan David Fitcher, care aveau cam același mod de exprimare a sentimentelor, cam bazat cam pe același teme, în care putea spune, aș fi putut spune cum mă regăseam, regăsesc. Nu știu, mi s-a părut o impresie foarte bună pentru mine și muzica a rămas singurul mod în care aș vrea să mă exprim cel puțin și acum și pe viitor. 2013 m-am făcut Toby și cine m-a spus m-a făcut Toby Michael Jackson. Am început să plec la atâtare dintre 2014-2015, dar vreau să văd dacă m-am apucat de mix când aveam 12 ani și m-am apucat să compun dubstep și alte chestii. Marea parte m-am apucat de chitară din cauza că, nu știu, asta o să sune deprimant, dar mereu am crezut că oamenii sunt
foarte neimportant, adică nu reușești să-ți lăsi amprenta în scurtul timp pe care l-ai la dispoziție în viața asta. Și am zis că să lăs ceva după mine și cum urăsc copiii, am zis că riff-urile ar fi mai ok. Am avea emoții incredibil de mari în primul rând, fiindcă am avut emoții până și la gig-urile mici. Dar cred că ar fi un vis împlinit pentru mulți dintre noi. Și mi-am simțit că am realizat cumva, adică cumva munca noastră a fost răsplătită prin faptul că reușim să transmitem ceea ce vrem să transmitem publicului la un la o scală mai mare. Top 3. Ar fi Korn, Linkin Park, Breaking Benjamin, Parkway Drive, Robert's First Red și Fit for an Autopsy. Monuments, Meshuga, Architect, mai era ceva. Slipknot, Limp Bizkit și Korn. Repede 3. Bullet for my Valentine, Avenged Sevenfold, Nightwish. Mă apuc să cânt la chitară imediat și mi-ajunge de la... Mă apuc din am mâine. Am de când să mă apuc de când. Într-oară mă apuc chitară. După acest interviu promit mă apuc chitară. De când m-am pierdut cu aici. Vreau o fără bere și uite să scot. Vreau o bere toată ca să mă frumă.